Institutul de Biochimie al Academiei Române, singurul institut de profil din România, are ca misiune trei direcții principale. Desfășurarea cercetării în domeniul proteinelor și funcțiilor la nivel molecular, educarea următoarei generații de cercetători prin școala doctorală a Academiei Române și promovarea științei proteinelor prin derularea unor programe cu aplicații în biomedicină, în bio și nanotehnologie. Despre istoricul și marile proiecte ale Institutului, am stat de vorbă cu doamna Ștefana Petrescu, director al Institutului de Biochimie al Academiei Române. Biochimia este o știință tânără care a dat cele mai multe premii Nobel în domeniile chimie și medicină în ultimii 50 de ani. Institutul de Biochimie a fost înființat în 1952 de către Academia Română la inițiativa academicianului Eugen Makovski. Eugen Makovski era șeful Catedrei de Biochimie la Universității București. Mai exista o Catedră de Biochimie la Universitatea de Medicină, era biochimist și a reușit înființarea Institutului de Biochimie. Interesant este că în aceeași perioadă, în anii 52-53, se descopera structura dublu helicală a ADN-ului de către celebrul model al lui Watson și Crick la Cambridge. Și nu e de mirare, deci, că în tematica Institutului de Biochimie de atunci erau acizii nucleici, enzimologia, imunochimia, în care se studiau reacția proteinelor antigenice cu anticorpii, domeniul de mare viitor chiar și astăzi. Poate că ar trebui să vă mai spun că obiectul biochimiei este înțelegerea sistemelor biologice la nivel molecular. De aceea biochimia are foarte multe aplicații în toate celelalte ramuri ale științei, în medicină, pentru metodele de diagnostic, pentru metodele de tratament, terapii împotriva diferitelor boli. Chiar și în bioeconomie, în industria alimentară, se folosesc foarte mult metodele de biochimie. Are aplicații și în industria alimentară și în agricultură. În afară de academicianul Makovski, care a fost membru marcant al Institutului și a avut foarte multe lucrări publicate în țară și în străinătate, aș mai menționa pe biochimiștii doctorul Horst Schell și doamna doctor Cecilia Motaș, care a fost și directorul Institutului de Biochimie începând cu 1990. De asemenea, multe lucrări publicate în revistele de biochimie din țară, dar și recunoscuți internațional. Institutul de Biochimie a avut mulți biochimiști, dar aș menționa-o pe doamna academician Doina Popov, care a fost și-a început cariera în Institutul de Biochimie și pe profesorul Victor Gheți, amândoi ilustri savanți cu lucrări în domeniu și în țară și în străinătate. Profesorul Gheți chiar a profesat mult timp în Statele Unite ale Americii. În imunochimie, deci interacția antigen-anticorp. Era un grup care studia enzimele, enzimologia, era condus de dr. Horst Schell. Biochimia plantelor era de mare interes și imunochimia, pentru că toți erau axați pe proteine și interacția antigen-anticorp era o interacție între două proteine. Istoria Institutului a continuat după anii 50, a fost destul de tumultoasă, au fost transformări, reorganizări, dar aș vrea să trec deja la anii 1990, când Institutul a fost reînființat prin eforturile doamnei dr. Cecilia Motaș, un mare biochimist român. De atunci, el continuă să activeze ca un centru de cercetare avansată și de educație în domeniul structurii și funcțiilor proteinelor. Unul dintre marile proiecte ale Institutului, derulat sub coordonarea doamnei director Ștefana Petrescu, este legat de stabilitatea și durata de viață a proteinelor în organism. Proteinele se reînnoiesc pe măsură ce se uzează și există mecanisme foarte specifice și foarte importante pe care am încercat să le înțelegem în cadrul acestui proiect,
pentru evitarea unor boli, pentru că debalansarea acestui raport proteine uzate, proteine nou sintetizate, poate duce la acumulare de agregate, amiloizi și boli diverse, cum ar fi bolile neurologice, Alzheimer, Parkinson. De curând chiar am descoperit că și secreția insulinei în celula beta-pancreatică este dependentă de modul în care se reînnoiește proinsulina permanent în celulă. Aceste cercetări pe care le-am efectuat au fost în colaborare cu Universitatea din Oxford, deci au atras atenția Departamentului de Biochimie al Universității din Oxford și, la fel de important, ele au dus la multe publicații internaționale care au foarte multe citări. Și la fel de important, s-a primit finanțare pentru acest proiect din partea agenției de suport științific Wellcome Trust din Anglia. Rezultatele au fost că am reușit, datorită acestei finanțări, să implementăm un laborator de culturi de celule care era printre puținele în țară la momentul respectiv, era înainte de anii 2000, și să punem bazele unui departamentului de biologie moleculară a celulei pe care îl avem în continuare și pe care îl conduc în continuare în institut. Mai vreau să menționez alte două proiecte foarte importante, unul legat de virusurile hepatitei B, pe care l-a derulat doamna dr. Norica Nikita și care de asemenea a fost în colaborare cu Universitatea din Oxford, finanțat, foarte bine finanțat, tot de Wellcome Trust, și ca urmare a rezultatelor deosebite obținute și a publicațiilor în reviste internaționale de prestigiu, doamna dr. Nikita a pus bazele unui departament care este și astăzi în institut, Departamentul de Virusologie Moleculară. În aceeași perioadă s-a mai derulat un proiect important, de asemenea în colaborare, ce au fost trei proiecte în colaborare cu Universitatea din Oxford, al domnului dr. Andrei Petrescu, care, fiind fizician, a dezvoltat un domeniu conex biochimiei, de fapt biochimie structurală, bazate pe metode bioinformatice. Și au dezvoltat tehnologii informatice, IT, pentru înțelegerea structurii proteinelor și dezvoltarea de baze de date în domeniul structurii proteinelor. Dânsul este acum conducătorul Departamentului de Bioinformatică și Biochimie Structurală din Institutul de Biochimie. Și dacă sunt aici, la departamente, mai vreau să le menționez și pe celelalte două, care sunt la fel de importante pentru dezvoltarea institutului. Este departamentul de enzimologie, condus de domnul dr. Ștefan Sedlace, care a dus în institut biologia moleculară și tehnicile de clonare, pe care le folosim în mod frecvent și fără de care institutul nu s-ar fi putut dezvolta. Noi trebuie să ținem pasul în fiecare zi cu cercetările care au loc, pentru că domeniul este în dezvoltare și suntem într-o competiție permanentă cu ce se întâmplă în lume. Și de asemenea, departamentul de bio și nanotehnologii, condus de doamna dr. Anca Roșanu, departament care practic aplică cele mai multe dintre descoperirile pe care le fac ceilalți cercetători. E o colaborare foarte bună cu institutele de fizică de pe platformă și dezvoltă foarte multe metode de caracterizare a nanomaterialelor și a biomaterialelor produse de colegii cercetători fizicieni. Institutul are câteva proiecte în colaborare cu alte centre de cercetare din țară. De exemplu, încercăm să analizăm calitatea laptelui din anumite zone din țară cu animale hrănite prin diferite metode specifice acelor zone sau cu diferite furaje specifice acelor zone și noi încercăm, avem o metodă foarte performantă de spectrometrie de masă prin care încercăm să identificăm caracteristicile laptelui în acele zone. Foarte multe boli, cum ar fi de exemplu un cancer, mai precis în melanom, colaborăm cu diferite spitale din România pentru a identifica marcări pentru pacienții care au dezvoltat melanom sau care au primit tratament pentru melanom și urmărim beneficiile și rezultatele acelui tratament.
O altă aplicație este caracterizarea nanomaterialelor. De exemplu, se produc nanomateriale care sunt folosite în proteze, de exemplu protezele de titan. Protezele de titan acoperite cu anumite substanțe pot rezista mai mult de 10 ani odată ce sunt implantate. Noi reușim cu metodele noastre de culturi de celule și analize biochimice să vedem dacă aceste acoperiri sunt biocompatibile, dacă pot fi folosite în organism pentru perioade mai lungi. Și este o colaborare foarte lungă pe care o avem cu producătorii de nanomateriale din România. În agricultură sau în industria alimentară sunt foarte multe proteine recombinante care se pot produce pe baza metodelor biochimice. Și aceste proteine recombinante sunt utilizate în industriile acestea, în industria alimentară. În agricultură sunt diferite soiuri de plante care pot fi modificate genetic. Desigur, este o discuție lungă dacă suntem de acord sau nu cu modificările genetice, dar este o contribuție majoră a biochimiei în acest domeniu. Iar în sănătate, foarte multe metode de diagnostic sunt bazate pe biochimie, pe metodele de laborator din biochimie. Foarte multe metode de tratament, de exemplu, se poate modifica la nivel de ADN o anumită proteină care a fost sintetizată, produsă greșit, pentru că este mutantă în anumite boli, și aceste proteine, dacă reușim să le modificăm, teoretic putem interveni asupra unei boli. Dar sigur că încă mai sunt mulți pași de făcut până să intervenim în terapiile genice. E posibil ca noul vaccin împotriva COVID să deschidă orizonturi largi în acest domeniu. Și noi avem preocupări în institut pentru vaccin anticancer. Sunt mult mai dificile. Noi încercăm să înțelegem cum se procesează antigenele, cum se prezintă ele către sistemul imun, astfel încât să îmbunătățim această prezentare a antigenelor, să antrenăm sistemul imun să fie mai activ pentru a elimina cancerul. Antigenele sunt proteine care sunt prezentate de celule la suprafața lor, sunt văzute de sistemul imun, interacționează celule ale sistemului imun cu ele și produc răspuns imun. Alte aplicații pe care le au cercetările de biochimie sunt în descoperirea de noi medicamente. De exemplu, există un proiect care se derulează acum în institut legat de descoperirea din librării de compuși chimici a acelor medicamente utile în boli, diferite boli de origine neuronală bazate pe proteina G. Este proiectul lui doctorului Sorin Tunaru, care a obținut și o finanțare de curând din relația România-Norvegia. Un proiect foarte bine cotat. Și avem această preocupare, dar acestea sunt cercetări care sunt de lungă durată, de screening de medicamente pentru diferite boli. Se pun la punct diferite metode de asei și se folosește un sistem robotizat pentru screening-ul acestor molecule pe care l-am implementat în institut. Ceea ce este îmbucurător este că numeroși cercetători români rămân în țară după terminarea studiilor doctorale, Institutul de Biochimie având o politică de atragere a minților strălucite din domeniu. Noi suntem un caz fericit în care majoritatea cercetătorilor rămân în institut. Sigur că sunt foarte mulți doctoranți mai ales care pleacă, dar noi avem o politică de atragere a tinerilor cercetători, în special români, care au fost plecați în străinătate, sunt acum, fac parte a diasporei în România. Și am să vă dau câteva exemple. Deci este, de exemplu, domnul dr. Robi Tăcutu, care a câștigat un proiect de reintegrare pe fonduri structurale și derulează un proiect despre biologia sistemelor în institut. Domnul dr. Sorin Tunaru, care a câștigat un proiect în colaborare România-Norvegia pentru dezvoltare de medicamente
și încă două colege, doamna dr. Livia Sima, care lucrează în cancer ovarian și s-a pregătit în Statele Unite pentru 3 ani de zile, după care s-a reîntors în institut, și doamna dr. Marie Chirițoiu, care de asemenea a stat 3 ani în Spania și s-a întors în institut. Ea lucrează într-un proiect de secreție neconvențională a proteinelor. Institutul de Biochimie are un număr foarte bun de granturi și în ultimii 10 ani au atras foarte multe granturi, s-au atras din țară foarte multe granturi. De exemplu, în acest moment noi avem în derulare 30 de granturi pentru tineri, pentru la nivel postdoctoral, dar și granturi de tip idei sau granturi de tip proiecte demonstrative. Este un număr mare, având în vedere că institutul nu are mai mult de 32 de cercetători. Deci aproape fiecare cercetător are câte un grant, dar toate acestea sunt atrase prin competițiile la nivel național. Și avem, desigur, și foarte multe granturi europene. Au fost granturi obținute prin fonduri structurale din România, tot prin competiție, dar din fonduri structurale. Am derulat două granturi foarte importante, unul pentru infrastructura, în care s-a reînnoit întreaga infrastructura institutului și ocazie cu care s-a construit centrul de proteomică biomedicală în institut. Am mai avut și încă un grant cu fonduri europene de pregătire a unui număr de 41 de cercetători postdoctorali în România pe probleme de biotehnologii celulare și medicale.